mai penibil, cei mai... cum să le zicem? Sacoui de la Cerveni? Doar te întreb, adică da. Nu... Mulți s-ar putea să nu știe cine e. Da, da, îmi place, nu, chiar îmi place. Dar putem să jucăm și șah pe el la păi un da, moment dat. Da, asta m-am gândit că s-ar putea, da. Pe, dacă ne plictisim cumva, să avem... Ne plictisim sigur, gata, începem, fiți atenți, începem cu Nevergreen. Cu Nevergreen, da. Deci ala e ca o declarație de credință, da. A edițiilor speciale, da. De sărbători. E preferatul nostru. Exact. Cetățeanul franțuzit. Noi o să vă arătăm multe lucruri în seara asta, dar cetățeanul franțuzit este în topul preferințelor noastre. De departe, pe primul loc, doamnelor și domnilor, începem așadar o ediție practic extraordinară cu cetățeanul franțuzit. Exact. De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. Ah, ca aici. Parce că de piaset de Unirii el avea un memorandum. Un memorandum de après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? M-a spus doctor. Păi, îți spune că ești fără nou. Fără repetiție. Nu remembam. De avec Leonil de Roman ici. Cum ça a dau? Da, vestim să-i dați pe toți la televizor. Reunion de Roman a tot Roman Transilvanii. Deci ăștia de la PNCCD. Se pogni una acum. Hai sector, du-te. Asta e pe rom. Foarte bine asta. Dragi la prăvăzire. Ești iaga. Băi, ești tot acredit. Se reitică să aveți. Te-a pe parte. Gură. Deci, pe mine mă omoară de fiată când îl văd și e Dumnezeu. Deci cum? Aia a fost superb. Dânsa, după voia mea, a fost genială. Era calmă, pe, deci, a, la Piaset de Unirii, nu știu ce, zice, dar zice, și-o întrebă și pe, ai văzut, dar de ce, zice, v-a spus domnul. Da, calmă, adică, ici, Adele, asta da. Cu Adele, mă rog, a fost super și, da, parcă, te bag în... De- Dar cum au venit aia doi cocălărei, așa ai văzut? Hai doamne, cu ăștia de la PNTCD. Doamne, foarte. Da. Filmul e de câțiva ani, că era, dar... El este favoritul nostru, dar să vedeți, din seara asta, după părerea mea, s-ar putea ca după ediția asta, interviul luat de acea duduie, unealte dudui, s-ar putea să intre pe primul loc în top. Da. Bine, haideți să vedem un pic ce a însemnat această sărbătoare, practic, sfântă, cum este sărbătoarea Paștelor, cum a fost ea văzută practic pe net, aș zice, că am văzut ceva ce m-a oripilat, și anume un mic care era ca o lumânare și au zis întâi mai plus Paște, da. Un fel de egal nou. Eu am găsit-o, am pus asta. Tu ai găsit-o, nu? Am găsit-o, da, era un mare creativ, unul creativ din publicitate. Bun. Din... advertising. Din ce? Din advertising. Aha. Am mai, indigenizat pronunția. Uh-huh. Advertising. A pus chestia asta ca zi, doamne, dacă tot e întâi mai și Paștele, atunci asta este. Dar da. Avea și text el la comentarii. Bun, ceva acum au fost foarte mulți deștepți de Paște. Să-i vedem pe câțiva dintre ei. Unii care s-au gândit să intre cu mașina în mare, alții care s-au gândit să intre cu mașina și să nu mai iasă, unii care s-au gândit să meargă cu mașina și poate accidentează pe cineva. Înainte să ne amuzăm, să arătăm totuși pe cei mai penibili de aceste sărbători, acești indivizi care și-au bătut practic joc la mare în aceste zile cu mașinile. Vedem? Da. Bun. Bine, ăștia sunt nimic față de Andrei Versace și ceilalți care și-au dat check-in și au spus și-au postat feeling credincios. Feeling credincios. Adică ceva mai tare de atât. La poza aia, la postarea aia cu micul lumânare, da? Și sunt și cu text la comentarii. Da. Sunt două care se evidențiază. Extraordinar. E concurs între ăștia și Andrei Versace, după părerea mea. Adică o să vedeți. Da? Dă din nou fotografia cu micul. Așa. Și avem două comentarii. Te interesează? Da, sigur.
Zice, e vorba de flacăra credinței în mântuirea cu triferment. Ne explică ăsta deștept rău de tot, creativul, ne explică asta. Și unul deștept și el îi dă replica și spune, veniți de luați lumină cu muștar. Doamne ferește. Așa da. Băi, când ești deștept, când ești publicitar, când ești cool, când ești tare. Dar cel mai tare e Andrei Versace. Ia să vedem ce a scris pe Facebook Andrei Versace și mai ales ce au scris toți băieții și fetele vesele din aceste zile. Ia prima dată pe Versace. Pentru că veți vedea și au dat check-in mulți dintre ei feeling credincios. Ce zici de aceasta? Da. Deci omul se simte credincios. Dar e necomentat. Adică e pur și simplu un spectacol care trebuie comentat. Topul penibililor care și-au dat check-in pe Facebook chiar acum, după care vedem niște urări de la niște super... De unde a luat o destruț? De la Tony Greblă? Adică aici e o problemă. Drobul era de porc? Nu, era foarte bun. Da. Da, era de, nu, era de miel cu struț. N-ai văzut? Dar mi-a plăcut cum luau așa, ai văzut cu... cu ștensila, așa, pac, puneau și după aia așeza cu mâna. Ai văzut? A fost superbă. Da. Da, dar mesajul lui Andrei Versace mi s-a părut esența da, înțeleg că tu sărbători. Ai sesizat urmărindu-l pe Facebook că a adăugat, da. Mesajul lui, ai reținut mesajul lui, să fim mai buni, să nu mai fim răi. Exact. Deci, de asta spun eu, asta este esența. Dar... Și Salam a zis niște chestii tari. Salam era ăla, că nu l-am recunoscut cu... Da? Da. Dar ăsta, Liviu Vârciu, de ce și-a pus ochelari și gluga pe cap? Adică am crezut că suntea de la Carla's Dream. Îi știi pe aia de la Carla's Dream? Da. Cu masca pe față? Da. Am crezut de prima dată. Nu e? Nu. Nu. Bun. Să vedem, deci, niște secvențe cu Andrei Versace de când, adică, cu câteva ore înainte să fie bun să nu mai fie rău. Deci când era rău. Când era rău, hai exact. Să vedem. Ia să vedem. Cu câteva ore înainte. Ce făcea? Ce avem aici? Zice, bea... Asta e o marcă de șampanie, nu? Bănuiesc. Așa, într-un club din Mamaia North, deci din Mamaia Nord, dar North, că e whatever, și uite, stai, nu lasă banii, dă înapoi la șampanie, că nu asta e că bea șampanie, dă înapoi la, așa. Și uite-te, ne arată aroganță că el vărsa șampania pe jos, deci el nu bea șampania, o arunca pe jos. Produitorule. Asta e, produitorule, vezi? Da, e pe barosul meu ăsta. Deci uite, eu arunc, alții nu aruncă apa pe jos, eu arunc șampania roze pe jos. Perfect. Și înainte chiar de a achiziționa șampania pe care s-o arunce în mod firesc, pe jos, da. A pozat torpedoul. Deci ăștia erau banii din torpedo cu care se ducea la mare ca să fie pe, atenție, barosăneală. Exact. Pe ce? Păi pe ce să fii? Bun! Da. Bine. Dar ce nu înțeleg eu, de ce am mai pus, adică a pus, vezi, cărămizile alea de 100 de lei, da. Știi? Și lângă am mai pus așa un flintic de 200, vezi? Ca deci să nu lase spațiu gol. Ca să nu lase spațiu gol. L-a simțit golaș așa și da. Să nu pară prăduitor. Da. Bine, gata cu prăduitorii. Am primit o poză acum, în timp ce e așa. Deci vă descriu, că n-am știut cui s-o dau. Dar vă descriu, că e la fel de... Da. Deci era o căldare cu apă în ea și în apă un morcov. Și era așa, zice, vând om de zăpadă de anul trecut. Mi s-a părut super mare. Bun. Să o dăm pe post mai târziu. De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. Parcă de piaset de Unirii el avea un memorandum de après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? M-a spus doamnă. Păi îi spune că e și fără nou. Nu, fără repetiție. Nu remember de avec le unir de roman ici. Cum ça a dau. Da, vestim să-i dați pe toți la televizor. C'est réunion de roman. C'est réunion de roman. À toute la Roumanie, Transylvanie. Deci ăștia de la PNCCD. Să-i pomni una acum. Hai, sictir, du-te, mă-ți. Asta-i pe rom. Foarte bine asta. Hai, sictir, du-te, mă-ți. Ești iaga. Băi, ești atâta că din mână, că stop. Ce rating vă să aveți? Te-a făcut. Bună.
De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. Ah, ca aici. Parce că de piaset de Unirii el avea un memorandum de après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? M-a spus doctor. Păi, îi spune că e și fără nu, fără repetiție. Nu remember. De avec Léonir de Roman ici. Cum să a dau? Da, vestim să-i dați pe toți la televizor. C'est réunion de Roumains, c'est réunion de Roumains à toutes les Roumains. Transylvanie, deci ăștia de la PNTCD. Să-i pomni una acum. Hai sector, du-te mă. Asta e pe rom. Foarte bine asta. Hai sector, du-te. Ești iaga! Băi, ești să-ți tacă din gură, că scopi. Să-i rei tipul ăsta, aveți. Te-a făpat. Bună! De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. Ah, ca aici. Parce că, de piaset de Unirii, el avea un memorandum de après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? M-a spus doctor. Păi îi spune că e și fără nu, fără repetiție. Nu remember. De avec Léonir de Roman ici. Cum să a dau? Da, vestim să-i dați pe toți la televizor. C'est réunion de Roumains, c'est réunion de Roumains à toutes les Roumains. Transylvanie, deci ăștia de la PNTCD. Să-i pomni una acum. Hai sector, du-te mă. Asta e pe rom. Foarte bine asta. Hai sector, du-te. Ești iaga! Băi, ești să-ți tacă din gură, că scopi. Să-i rei tipul ăsta, aveți. Te-a făpat. Bună! De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. Ah, ca aici. Parce că, de piaset de Unirii, el avea un memorandum, de après deuxième année. De ce se numește Piața Unirii? M-a spus doctor. Păi îi spune că e și fără nu, fără repetiție. Nu remember. De avec Léonir de Roman ici. Cum să a dau? Da, vestim să-i dați pe toți la televizor. C'est réunion de Roumains, c'est réunion de Roumains à toutes les Roumains. Transylvanie, deci ăștia de la PNTCD. Să-i pomni una acum. Hai sector, du-te mă. Asta e pe rom. Foarte bine asta. Hai sector, du-te. Ești iaga! Băi, ești să-ți tacă din gură, că scopi. Să-i rei tipul ăsta, aveți. Te-a făpat. Bună!